Cea mai mare rață din lume a ajuns în portul din Los Angeles. Are 11 tone și este înaltă cât un bloc cu 6 etaje. Nu este vorba despre o pasăre mutantă, ci despre o figurină din cauciuc. Sute de oameni s-au adunat să o admire și să facă măcar un selfie cu ea. Cea mai mare rață de cauciuc din lume a fost realizată de artistul olandez Florentin Hoffman. Think it's really, really big and it would be scary if I was in the bathtub with it. Ar fi imposibil pentru rața care cântărește 11 tone și înaltă cât o clădire cu 6 etaje să încapă într-o cadă, dar a navigat fără probleme printre zeci de nave la festivalul dedicat vapoarelor mari din Los Angeles. I'm pretty excited. Like I haven't seen anything this big before and I'm really excited to see him come to the port of LA. I think it's going to bring a lot of people in for the Tasha Festival and I'm just really excited to see a big rubber ducky. I'm ducky. I think that's the official term for people who track a duck. Duminică, imediat după încheierea festivalului, uriașa rață își va lua zborul din portul din Los Angeles.